I'm going to share with you a reflection on Adam's sin. Voi susține o meditație pe tema păcatul lui Adam. And I'm going to start by reading from Hebrews chapter 10 from versicle 19. Și voi începe citind un verset biblic. Epistola. Be confident in God. So, my brothers, we are assured of entering the sanctuary by the blood of Jesus, who opened for us this new and living way, passing through the curtain that is his body. Because we have a high priest in charge of the house of God, let us approach with a sincere heart, with full faith, interiorly cleansed from a bad conscience, and our bodies washed with pure water. Epistola către Evrei, capitolul 10, versetele 19-22. Da. Drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfinților prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie, pe care noi am găsit-o înnoită pentru noi, prin catapeteazmă, adică prin trupul său. Și având mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, într-o plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire, inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată. So, as Christians, we live with a sentence, a dead sentence. Deci, ca și creștini, noi trăim fiind condamnați la moarte. And we are taught by the church. Și suntem învățați de către biserică. That it is because of original sin. Că aceasta este din cauza păcatului original. Saint Paul says. Sfântul Paul spune. Through one man, death entered the world. Printr-un om, moartea a intrat în lume. That is the Adam of the earth. Acesta este Adam, Adam al pământului. And through another one, life came to the earth. Și prin altul, viața a venit pe pământ. That is the Adam of the heavens. Acesta este Adamul din rai. Jesus that came down. Iisus care a venit jos. So it is for us so mysterious. Deci pentru noi este foarte misterios. To know that we have to accept. Să știm că trebuie să acceptăm our mortality. Mortalitatea noastră. Even though somebody else has committed the sin. Cu toate că altcineva a comis acel păcat. Those are realities that we cannot explain with reason. Acestea sunt realități pe care nu ni le putem explica cu mintea. But we do have to carry the sentence of death. Dar trebuie să ne ducem această sentință la moarte. So, even though it's so mysterious to know that, deci cu toate că este atât de misterios să știm că it's very real that we have a death sentence. Este foarte real că avem o sentință la moarte. So, there is a contradiction rationally. Deci rațional este o contradicție between our understanding, între ceea ce înțelegem, our reason, între ceea ce raționalizăm, of not being able to accept, de a nu putea accepta, that we have to pay the mistake of somebody else, că trebuie să plătim greșeala altcuiva. And sometimes we wonder why this happened to us. Și câteodată ne întrebăm de ce ni se întâmplă nouă aceasta. And perhaps we do not discuss that interiorly.
Și poate nu discutăm asta în interiorul nostru. And sometimes not even exteriorly. Și câteodată nici în exteriorul nostru cu alții. There are not too many conversations in our church about this mystery. Nu sunt prea multe conversații, discuții în biserica noastră despre acest mister. But this is a very important mystery to discuss. Dar acesta este un mister foarte important pe care trebuie să îl discutăm. Because it is the mystery of our most difficult part of our human nature. Pentru că este misterul al unei părți cele mai dificile din natura noastră umană. One of the biggest impact of a child. Pentru un copil impactul cel mai mare is discovering that he's going to die. Este faptul de a descoperi că va muri. It discovering his mortality. E faptul de descoperirea mortalității sale. It is a big surprise. Este o surpriză foarte mare. And you keep that inside you all your life. Și asta o ții în sufletul tău toată viața. It is haunting you every day. Te urmărește toată viața. You carry that in your shoulders. O duci pe umerii tăi toată viața. You carry that in your heart. O duci în inima, în sufletul tău. In your mind. În mintea ta. In when you look at the future. Când te uiți spre viitor. You see death. Vezi moarte. When you look at the past. Când te uiți în trecut. You also see death. Vezi de asemenea moartea. And when you look in the present. Și când te uiți la timpul prezent. Death is also threatening you. Moartea încă te amenință. So we deal with our mortality all the time. Deci trebuie să trecem peste această mortalitate tot timpul, să ne gândim la ea. And it is very, very important for us. Și este foarte important pentru noi. To know how to raise above our mortality. Să știm cum să ne înălțăm deasupra mortalității. That's why we need to become a spiritual Christians. De aceea trebuie să devenim creștini spirituali. So that we learn how to believe. Ca să știm cum să credem. That actually death. Că moartea. Has been defeated at the cross. A fost învinsă pe cruce. When we look at the passion of Jesus in Calvary. Când ne uităm la suferința lui Iisus pe Calvar, we looking at it through our reason. Ne uităm la această suferință prin raționamentul nostru. We see a victim. Vedem o victimă. Walking with a cross. Care umblă ducând o cruce. Being beaten to death. Care a fost bătut la moarte. But in reality. Dar în realitate. When we raise above the drama, the human drama of the passion. Când ne înălțăm deasupra dramei umane a suferinței și patimilor lui Iisus. We can see that something else was happening. Putem să vedem că altceva s-a întâmplat. Jesus was dragging all the spirits of evil. Iisus tragea toate spiritele diavolului. And took them all the way to the cross. Și le-a dus până la cruce. And on the cross. Și pe cruce. When he died. Când a murit. He defeated all of them. Le-a învins pe toate. And they insisted until the cross. Insisted? Yes. Și aceste spirite insistau până la cruce. To beat him, to torture him. Să-l bată și să-l tortureze. Even though they knew they were going to lose. Cu toate că ele știau că ele vor pierde. Because that is evil. Pentru că așa este diavolul. And that is also death. Și asta este și moartea. So if we understand what death is, deci dacă noi înțelegem ce este moartea, then we know that
that dying of Jesus on the cross. Deci atunci vom ști că acea moarte a lui Isus pe cruce was a real victory against death. A fost o victorie reală împotriva morții. But how do we handle that in this physical mortal body? Dar cum să înțelegem asta în acest corp uman pe care îl avem, fizic pe care îl avem? We need a lot of faith. Avem nevoie de multă credință. We need to believe deeply. Trebuie să credem din tot sufletul, foarte adânc. Because it's not easy to see this body decomposing. Pentru că nu e ușor să vedem acest corp descompunându-se. We are very attached to our earthly life. Suntem foarte atașați vieții noastre pământești. And when we look at the mirror every day, și când ne uităm în oglindă în fiecare zi, we can see something is going wrong. Putem să vedem că ceva nu merge bine. We getting older. Îmbătrânim. We are not getting prettier. Nu ne facem mai frumoși. And that shows us that we are dying. Și asta ne arată că noi murim. Little by little. Puțin câte puțin. So when we call ourselves Christians. Deci când noi ne numim creștini, that is a calling to crucify our death. Acesta este o chemare ca să ne crucificăm moartea. That's why scriptures tell us. De aceea scripturile ne spun that when we are baptized, că atunci când suntem botezați, we are crucified with Jesus. Suntem crucificați cu Isus. We die with Jesus. Murim cu Isus. In order to resurrect with him. Pentru a învia cu el. So that is the challenge. Deci aceasta este the challenge. No, provocarea. To understand that we need to raise above death. Să înțelegem că trebuie să ne înălțăm deasupra morții. Because of Jesus' victory on the cross. Din cauza victoriei lui Isus pe cruce. We should no longer walk as miserable mortals. Noi nu trebuie să umblăm, să ne purtăm ca niște oameni pământești mizerabili. We should not be worried when we look at the mirror. Nu trebuie să fim îngrijorați când ne uităm în oglindă. We should not be worried when we bury the dead. Nu trebuie să fim îngrijorați când înmormântăm pe cineva. We should be happy that we will not really die. Trebuie să fim fericiți că noi nu vom muri cu adevărat. That we will be transformed at the end of this life. Că noi vom fi transformați la sfârșitul acestei vieți. If we do really obey God. Dacă îl ascultăm cu adevărat pe Dumnezeu. We can see the teachings of God in the Old Testament. Putem să vedem învățătura lui Dumnezeu din Vechiul Testament. He chose a people to prepare his incarnation. El a ales un popor ca să-și prepare încarnarea. And 40 years through the desert. Și pentru 40 de ani în deșert. Many of them didn't get it. Mulți din ei nu au înțeles-o. They became disobedient. Au devenit neascultători. Even though they saw so many miracles. Cu toate că au văzut atâtea miracole. They saw that God was with them. Au văzut că Dumnezeu a fost cu ei. But still they chose to live like miserable mortals. Dar cu toate acestea au decis să trăiască ca pământeni mizerabili. They wanted the good food of the Egyptians. Au vrut mâncarea bună din Egipt. They wanted to worship false gods. Vreau să se închine dumnezeilor falși. They enjoy promiscuity. Trăiau în plăceri nepermise. And so many other ways of disobedience. Și în multe alte feluri nu l-au ascultat pe Dumnezeu.
They all die in the desert. Toți aceștia au murit în deșert. They didn't make it to the promised land. Nu au ajuns la pământul făgăduinței. But all of that was just a warning for us. Dar toate acestea au fost doar o that as Saint Paul says. O atenționare că precum spune Sfântul Paul was a warning for us to let us know that we are going to be called the same way by the Lord. A fost o atenționare că noi vom fi chemați în același mod de Dumnezeu. Saint Paul says, Sfântul Paul spune, for us that live the day called today, pentru noi cei care trăim ziua care se numește astăzi, we still are with the grace of God, încă suntem cu grația divină, we still have time, încă mai avem timp, to be obedient, să fim ascultători, in order to raise above our mortality, pentru ca să ne înălțăm deasupra mortalității noastre, and in order to forgive original sin, și pentru a ierta păcatul original. You see, we don't think much about it. Vedeți, noi nu ne gândim mult la asta. But we are really upset with original sin. Dar suntem foarte supărați cu păcatul original. Because we didn't commit it. Pentru că noi nu l-am comis. So we feel like we are innocent of original sin. Deci noi simțim că suntem inocenți de acest păcat original. And we are paying a very big price because of that. Și plătim un preț foarte mare din cauza păcatului original. Mortality. Mortalitatea. It's pretty serious. Este foarte serios. And that's why we don't talk about it. Și de aceea noi nu vorbim de asta. That's why it becomes a big secret. De aceea devine un secret foarte mare. But it's nothing good to keep secret. Dar nu e bine să ținem secrete. We have to air it. Trebuie să-l scoatem la suprafață. We have to bring it out. Trebuie să-l spunem, să-l discutăm. And to face it. Și să-l vedem față în față cum ar veni să nu ne fie teamă de el. We have to realize that mortality do bother us. Trebuie să realizăm că mortalitatea ne deranjează. When you are a parent and you have children. Când ești un părinte și ai copii. You love your children. Îți iubești copiii. But then you look around and think. Da, și apoi te uiți în jurul tău și te gândești. My children may die anytime. Copiii mei pot să moară în orice moment. And that gives you something difficult in the heart. Și asta îți pune o greutate în suflet, în inimă. But still you move along. Dar cu toate astea îți continui viața. But you keep that secret. Dar ții acest secret. And sometimes that secret. Și câteodată acest secret eats you up. Te mănâncă, te roade. Takes away your joy and your peace. Îți fură toată bucuria și toată pacea. Takes away your hope of the future. Îți fură speranța spre viitor. Because you feel you are haunted. Pentru că simți că ești urmărit, ești vânat. And the truth is that for us as Christians, și adevărul este pentru noi ca și creștini, we have been given the good news. Am primit vestea cea bună. We will always be together forever. Noi vom fi întotdeauna împreună. If we obey, pentru totdeauna dacă ascultăm. If we follow Jesus, dacă îl urmăm pe Iisus. That is why it is so important. De aceea este atât de important. To take God to people. Să-l aducem pe Dumnezeu la oameni. Because if we love people, pentru că dacă noi iubim oamenii, we have to give them the most important thing. Trebuie să le dăm ceea ce este cel mai important. Eternal life. Viața eternă. We have to give them Jesus. Trebuie să le dăm pe Iisus.
And the only way to give them Jesus. Și singurul mod de a face asta, de a le da pe Isus, is when we have true faith. Este când avem o credință adevărată. When we are not simple, miserable mortals. Este când nu suntem doar oameni simpli, mizerabili. When death is no longer hunting us. Când moartea nu ne mai vânează. Because we know we are not going to really die. Pentru că știm că noi nu vom muri cu adevărat. Then we are true witnesses of life. Atunci suntem adevărat martori ai vieții. Because you know what good is a Christian? Pentru că știți la ce e bun un creștin? That is very religious, very obedient to the church. Care este religios și ascultător bisericii. But is so troubled by death. Dar care este foarte îngrijorat de moarte. That his faith is just like a dress. Și credința lui este doar ca o îmbrăcăminte. Because inside, pentru că înăuntru lui, is a vulnerable human being. Este o persoană umană foarte vulnerabilă. Totally scared of death. Care este foarte teamă de moarte. That is a person that doesn't have true faith. Aceasta este o persoană care nu are credință adevărată. So do you want to know how big is your faith? Deci vreți să știți cât de mare este credința voastră? Well, measure how much do you fear death. Măsurați cât de mult vă este teamă de moarte. And then you know how much do you believe. Și atunci veți ști cât de mult credeți. Because faith, pentru că credința, is eternal. Este eternă. Is to believe in eternal life. Este să credem în viața eternă. Because faith is Jesus. Pentru că credința este Isus. And Jesus is our Lord. Și Isus este Dumnezeul nostru. And our Lord promised us that we will not die if we follow him. Și Dumnezeu ne-a promis că nu vom muri dacă îl urmăm. So we should no longer walk and live as miserable mortals. Deci noi nu trebuie să trăim ca oameni mizerabili care suntem. You notice when a Christian is just a miserable mortal. Observați când un creștin este doar un om mizerabil? Because he's completely attached to earthly life. Pentru că este atașat complet vieții pământești. Seduced by temporary life. Este sedus de viața temporară? Because he's all he's got. Pentru că asta e tot ceea ce are. Doesn't have anything else. Nu are nimic altceva. So that is the only thing that Christian clings from. Și asta e singurul lucru pe care se pot agăța. Human beings. Persoane umane. Material things. Lucruri materiale. Dreams and want. Visuri și lucruri care dorință. It's a very vulnerable and fragile life. Este o viață foarte fragilă și vulnerabilă. Because if anything goes wrong, pentru că dacă orice se întâmplă rău, then your life is a mess. Atunci viața ta devine o mizerie. A confusion comes in. Și o confuzie vine în viață. But when you are walking truly with Jesus, dar atunci când mergi cu adevărat cu Isus, when you believe in everything Jesus revealed to us, când crezi cu adevărat în tot ceea ce Isus ne-a revelat, you walk with faith. Umbli, mergi cu credință. You have joy. Ai bucurie. You have peace. Ai pace. You have hope. Ai speranță. Because you believe. Pentru că ai credință. And even though everything is dying around you, și cu toate că toate în jurul tău mor, you know you're walking towards life. Știi că umbli spre viață. That's why real heroes,
De aceea, eroii adevărați, they go to the front lines. Merg în linia întâi. And they give their lives for the battle. Și își dau viața pentru bătălie. Because they know they are immortal. Pentru că ei știu că sunt imortali. And that is what we need in our hearts. Și de asta avem nevoie în inimile și sufletele noastre. We live in a terrifying world. Trăim într-o lume teribilă. A degenerate world. O lume degenerată. And the only way we can be light in this world as Christians. Și singurul mod în care putem să fim lumină în această lume ca și creștini. It is if we carry our immortality with honor. Este dacă ne ducem imortalitatea cu onoare. If we walk and talk and breathe. Dacă mergem, vorbim și respirăm. As immortals in a mortal body. Ca persoane imortale, deci imortale într-un corp mortal. That is very powerful. Aceasta este ceva foarte puternic. When you see an immortal spirit navigating in a mortal body. Când vezi un spirit imortal, nemuritor, într-un corp muritor. It is beautiful. Este foarte frumos. It is powerful. Este foarte puternic. Because it gives hope. Pentru că dă speranță. It gives light. Pentru că dă lumină. And it gives power to people. Și dă putere oamenilor. Because we don't let this temporary life fool us. Pentru că nu lăsăm viața aceasta temporară să ne păcălească. So we walk like warriors. Deci noi umblăm ca și luptători. And this world is lacking true warriors. Și această lume, acestei lumi îi lipsesc luptătorii adevărați. Most Christians are just worldly Christians. Cei mai mulți creștini sunt doar creștini al acestei lumi. Seduced by temporary life. Care sunt seduși de viața temporară. Very few Christian warriors today. Foarte puțini creștini luptători în această lume sunt astăzi. It's more common to see shaking Christians. Sunt mult mai mulți creștini care sunt așa mișcături nestabili astăzi, nestatornici. We need to be warriors. Trebuie să fim luptători. We have everything it takes to be one. Avem tot de ce avem nevoie ca să fim un luptător. We have no excuse. Nu avem nicio scuză. Jesus has given us all it takes to be a hero. Iisus ne-a dat tot de ce avem nevoie ca să fim luptători. But not a hero of this world. Dar nu un erou al acestei lumi. The heroes of this world are just mortal heroes. Eroi acestei lumi sunt doar eroi muritori. A hero of the kingdom of God. Deci trebuie să fim eroi ai împărăției lui Dumnezeu. A hero that is looking to save souls to take to the kingdom. Eroi care se uită să mântuiască sufletele și să le ducă în rai. And that is so important to have clear in our hearts. Și asta e atât de important să avem clar în sufletele noastre. That we belong to a kingdom that is not of this world. Că noi aparținem unei împărății care nu este al acestei lumi. So we do not belong to this world. Deci nu aparținem acestei lumi. Our kingdom is waiting for us at the end of this life. Împărăția noastră ne așteaptă la sfârșitul acestei vieți. We will enter our extraordinary home. Vom intra în această casă extraordinară. And that is our biggest joy and hope. Și asta este cea mai mare bucurie și speranță pentru noi. And we should live with this hope. Și trebuie să trăim cu această speranță. Because God has given us that already. Pentru că Dumnezeu ne-a dat asta deja. When we come to church like we are now, când venim la biserică cum suntem acum, we are receiving from God. Primim de la Dumnezeu.
the foretaste of eternal life. Gustul vieții eterne. Because this is the temple of God. Pentru că acesta este templul lui Dumnezeu. And every time we celebrate the mass, the liturgy. Și de fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie, the celestial court lands on the church. Corul celestial aterizează pe biserică. And we are in the midst of the New Jerusalem. Și suntem în mijlocul lui și suntem în mijlocul noului Ierusalim. So here in this temple. Deci aici în acest templu we are able to have the foretaste of what is to come. Putem să avem un gust la să simțim un gust la ceea ce va veni. God gives us the opportunity to let our soul feel it. Iisus ne dă oportunitatea să ne lăsăm sufletul să simtă asta. And when we receive the Eucharist, și când primim Euharistia, then we really feel it. Atunci o simțim cu adevărat. Because then our soul tastes eternity. Pentru că atunci sufletul nostru are un gust, simte cum eternitatea ca un gust. Taste parfum. The source of life. Parfumul vieții. Taste life itself. Parfumul vieții adevărate. And this is so important to know. Și asta este atât de important să știm. We are told all of this. Noi am fost învățați toate acestea. None of this what I'm saying. Niciun lucru din ceea ce spun is new to any of us. Nu vă este nou. It's just that we don't think much about it. E doar că noi nu ne gândim prea mult la asta. We don't get deep enough in the mysteries of our faith. Nu ne gândim adânc destul asupra misterelor credinței. And that's why the world sometimes is bigger than us. Și de aceea lumea în jurul nostru câteodată este mai mare, mai puternică decât noi. Because we haven't gotten deep enough. Pentru că nu am mers atât de adânc în credință. So if we really get deep enough into the faith. Deci dacă ajungi destul de adânc în credință, we will be free. Vom fi liberi. Because we will not have this hunting behind us. Pentru că nu o să avem această nu o să fim vânați din spate. We will not have the shadow. Nu vom avea acea umbră. That is always on top of us. Care este tot timpul deasupra noastră. The shadow of death. Umbra morții. We will be free. Vom fi liberi. Because we need to be free. Pentru că trebuie să fim liberi. Because we are already free. Pentru că noi suntem deja liberi. Only that we don't want to embrace that freedom. Numai că nu vrem să îmbrățișăm această libertate. Because our simple intelligence. Pentru că inteligența noastră simplă is telling us. Ne spune. I'm dying. Mor. So my faith is not big enough. Deci credința mea nu este destul de mare. To know that I am not. Ca să știu că nu voi muri, nu mor. See, is not easy. Vedeți, nu e ușor. Because it is a natural contradiction. Pentru că este o contradicție naturală. Not easy to overcome. Nu e ușor să treci peste asta. That's why we need to pray to God every day. De aceea trebuie să ne rugăm la Dumnezeu în fiecare zi. And ask him to increase our faith. Și să cerem să ne mărească credința. We need a bigger faith. Avem nevoie de o credință mai mare. To defeat the fear of death. Ca să învingem frica morții. Because otherwise our life is too weak. Pentru că de altfel viața noastră e prea slabă. Otherwise we do not live as a spiritual people. De altfel nu n-am trăit ca oameni spirituali. We live as miserable earthly people. Trăim ca mortali mizerabili. When in fact
through baptism, când de fapt prin botez, we are no longer citizens of this earth. Nu mai suntem cetățeni ai acestei lumi, acestui pământ. We have been given the citizenship of heaven. Am primit cetățenia raiului. We have been turned into supernatural persons. Am fost transformați în persoane supranaturale. Because we do have the Spirit of God. Pentru că avem Spiritul lui Dumnezeu. And the Spirit of God is supernatural. Și Spiritul lui Dumnezeu este supranatural. So if we do have the Holy Spirit in us. Deci dacă avem Spiritul Sfânt în noi, we are no longer simple natural earthly people. Nu mai suntem mortali, muritori. You notice that a priest can exorcise the salt. Observați că un preot poate să exorcizeze sarea. By blessing the salt and praying special prayers of the church. Prin binecuvântarea și rostirea rugăciunilor speciale lăsate de biserică. And calls the salt a creature. Și numește sarea o creatură. Also calls the water a creature. Și numește și apa o creatură. And also blesses the water. Și binecuvintează și apa. And that salt and that water. Și această sare și această apă are no longer natural after the blessing. Nu mai sunt naturale după binecuvântare. They become supernatural. Ele devin supranaturale. Because they are given the Spirit of God. Pentru că au primit Spiritul lui Dumnezeu. And the Spirit of nature. Și Spiritul naturii. Is exorcised. Este exorcizat, este scos afară. When we as Christians bless our food before we eat. Deci noi ca creștini când ne binecuvântăm mâncarea înainte să o mâncăm. We take the spirit of nature out of our food. Luăm spiritul natural, îl scoatem din mâncare. And we give it the Holy Spirit. Și îi dăm Spiritul Sfânt. So our food enters a supernatural realm. Și mâncarea noastră intră într-un realm supranatural. And nothing bad that could be in the food. Și nimic rău care ar putea să fie în mâncare. Could touch us. Nu ne poate atinge. That is the way we live our supernatural life. Acesta este modul în care ne trăim viața supranaturală. Right here on earth. Chiar aici pe pământ. Even though we are surrounded by temporary life. Cu toate că suntem înconjurați de viața temporară. We still are in a mortal body. Noi încă suntem într-un trup mortal. But understanding. Dar înțelegând. And believing. Și crezând. That we are immortal. Că suntem imortali, nemuritori. So God is asking us this morning through His Holy Spirit. Deci Dumnezeu ne cere în această dimineață prin Spiritul Sfânt. To wake up. Să ne trezim. To really wake up. Să ne trezim cu adevărat. And to stop being miserable. Și să oprim a fi mizerabil. And to tighten up the belt. Și să ne strângem cureaua. And to walk like immortal people. Și să umblăm, să ne comportăm ca nemuritori. To stop shaking. Să nu mai tremurăm. To stop complaining. Să nu mai să nu ne mai plângem. And to begin walking like real warriors. Și să începem să umblăm, să ne purtăm ca luptători adevărați. This world is populated by billions of whiners. Această lume este populată de bilioane de plângăcioși. And we are called to be those that do not whine. Și noi suntem chemați să fim aceia care nu ne plângem. Those that believe. Noi suntem aceia care credem. Those that live in hope. Aceia care trăiesc în speranță. You see, you come to churches and you see a lot of people praying. Vedeți, veniți la biserică și
observați multe persoane rugându-se. And there are many different ministries in the church. Și sunt multe ministries? Nu. Ministere, grupulețe în biserică. All kinds of charismas. Tot felul de carisme. And but most of them are lacking something very important. Dar multe dintre ele le lipsește ceva foarte important. They are working on a mortal realm. Ei umblă într-un mediu mortal, and muritor. They are working to protect only earthly life. Și ei lucrează ca să-și protejeze doar viața pământească. All the intentions and all the prayers are for temporary life. Toate intențiile, toate rugăciunile sunt pentru lucruri temporare. Every time you ask a congregation, let's put our intentions before the Lord. De fiecare dată când întrebați o congregație să ne punem intențiile în fața lui Dumnezeu, 99.9% of the intentions. 99,9% din intenții are only for temporary life. Sunt doar pentru viața temporară. Hardly any. Foarte rar. Are for eternal life. Sunt pentru viața eternă. Hardly any is to increase my faith. Foarte rar sunt intenții să mărească credința. Hardly any is make me a saint. Foarte rar sunt intenții fă-mă un sfânt. Those intentions are hardly heard. Aceste intenții sunt foarte rar auzite. And that kind of catechesis. Și acest fel de catehism is hardly heard. Este foarte rar auzit. We are not teaching people to be saints. Noi nu învățăm pe oameni să fie sfinți. We just teaching people how to pray well. Noi doar învățăm pe oameni cum să se roage bine. It's not enough to be prayerful. Nu ajunge să fim persoane care ne rugăm. It's not enough to be very active in the church. Nu ajunge să fim persoane care suntem active în biserică. It's not enough to be very religious. Nu ajunge să fim foarte religioși. We have to be working on our sanctity. Trebuie să lucrăm asupra sfințeniei noastre. Otherwise, everything we do. De altfel, orice ce facem is a waste. Este o pierdere. Because prayer and religion alone. Pentru că rugăciunea și religiozitatea singură. Being very active in the church. Fiind activ în biserică. None of that will take us to heaven. Niciunul din lucrurile astea nu ne vor duce în rai. The only thing that will take us to heaven. Singurul lucru care ne aduce în rai. Is if we become saints. Este dacă noi devenim sfinți. And the only way to become a saint. Și singurul mod de a deveni sfinți. Is to begin by being a spiritual person. Este prin a începe a fi persoane spirituale. And a spiritual person is one. Și o persoană spirituală este una care. That raises above his mortality. Se înalță deasupra mortalității sale. And walks with his eyes in the horizon of eternal life. Și merge cu ochii în răsăritul vieții eterne, spre răsăritul vieții eterne. And his intentions before God. Și intenția lui în fața lui Dumnezeu. His main intentions. Cea mai importantă intenție. Are always asking for sainthood. Este ca întotdeauna să îi ceară Dumnezeu sfințenia. Always asking to increase the faith. Întotdeauna cere lui Dumnezeu ca să îi mărească credința. Before any other intention. Înainte de orice altă intenție. That's why the word of the Lord says. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: Look for the things that are above. Uitați-vă către lucrurile care sunt deasupra. And everything else will be added on to you. Și toate celelalte vă vor fi date vouă. Yes, it is good and God likes for us to bring our temporary needs. Da, este bine și la Dumnezeu îi place ca să-i aducem în față nevoile noastre temporare.
we are in a temporary life. Noi suntem într-o viață temporară. And we are responsible for it. Și suntem responsabili pentru asta. So it is good to ask for protection of our needs in this temporary life. Deci este bine să cerem la Dumnezeu protecție nevoilor noastre în această viață temporară. It's good to intercede through prayer for those things. Este bine să ne rugăm pentru aceste lucruri. But as long as your main prayer, atâta timp cât rugăciunea principală este, is to get God to give you the gift, să implorați pe Dumnezeu să vă dea harul, to live as an immortal Christian, să trăiți ca oameni nemuritori. An immortal Christian is a holy Christian. Și un creștin nemuritor este un creștin sfânt. Because it is a Christian that really believes. Pentru că este un creștin care crede cu adevărat. And true faith. Și prin credință. Is true obedience. Mă scuzați. Prin credința adevărată este ascultare adevărată. And is true faithfulness. Și credincios adevărat. You know, some Christians think that obeying God is not easy. Vedeți, unii creștini cred că să-l ascultăm pe Dumnezeu este foarte greu. That fulfilling his commandments is not easy. Că să-i îndeplinim poruncile nu e ușor. And I tell them, you know, a good husband, și le spun, vedeți, un soț bun doesn't have to make any effort to be faithful to his wife. Nu trebuie să facă niciun efort spre a fi credincios soției. Don't even think about it. Nici măcar nu se gândește la asta. He is happily faithful. El e fericit și e credincios. So that's what we need to do with God. Și asta trebuie să facem noi cu Dumnezeu. It shouldn't be hard to be faithful to God. Nu ar trebui să fie greu să fim credincioși lui Dumnezeu. Our soul is married to the Holy Spirit. Sufletul nostru este căsătorit cu Spiritul Sfânt. We are in a wedding. Noi suntem într-o căsătorie. The banquet of that wedding is waiting for us, the wedding with the Lamb of God. Recepția acestei căsătorii ne așteaptă și va fi o recepție cu mielul lui Dumnezeu. So we should be very focused on these truths. Deci trebuie să fim foarte atenți asupra acestui adevăr. Because this world needs urgently true Christians. Pentru că această lume are nevoie de urgență de creștini adevărați. We need to inspire people in the church to be real. Trebuie să inspirăm creștinii din biserică să fie reali. Not because we are the most prayerful ones. Nu pentru că noi suntem cei care ne rugăm cel mai mult. Not because we are kneeling and sweating holy water. Nu pentru că noi îngenunchem și transpirăm apă sfințită. Because we are a real believer, a real testimony. Dar pentru că noi suntem creștini adevărați și dăm o mărturie adevărată creștină. Because we really believe we won't die. Pentru că noi credem cu adevărat că nu vom muri. Because we really believe that our biggest mission. Pentru că noi credem cu adevărat că cea mai mare misiune a noastră is to teach our immortality to everybody. E să învățăm și pe alții nemurirea noastră. Especially those that we love. Mai ales pe cei pe care îi iubim. Because we want to be with them forever. Pentru că vrem să fim cu ei pentru totdeauna. And when we bury them. Și când îi înmormântăm. We know it's a temporary separation. Știm că este o separație temporară. Because soon we will be back together. Pentru că în curând vom fi împreună. And that is powerful. Și asta este foarte puternic. That is true life. Aceasta este viața adevărată. That is our Christian life. Aceasta este viața creștină adevărată. It's an extraordinary promise. Este o promisiune extraordinară. So I thank God
for giving us the opportunity this morning to reflect upon these mysteries. Deci mulțumesc la Dumnezeu că ne-a dat posibilitatea în această dimineață să medităm asupra acestor mistere. I thank God for each one of you. Îi mulțumesc la Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Because you are very important to the church. Pentru că sunteți foarte importanți bisericii. Because if each one of you. Pentru că dacă fiecare dintre dumneavoastră lives as an immortal Christian. Trăiește ca un creștin nemuritor. You will help to change this world. Veți ajuta să schimbați această lume. You will be a big light in your family. Veți fi o lumină mare în familia dumneavoastră. A big light in your community. Veți fi o lumină mare în comunitatea dumneavoastră. A big hope for all humanity. O mare speranță pentru toată umanitatea. There is no such a thing as an insignificant Catholic. Nu există așa ceva ca un catolic nesemnificativ. We are big towers of light. Noi suntem turnuri mari de lumină. In a world of darkness. Într-o lume a întunericului. Because of the Eucharist. Prin Euharistie. So may the Lord bless you and sanctify you. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă sfințească. Amen. Amin.